Aș vrea să vă propun o, uh, să uh, luăm în discuție o anumită afirmație pe care o facem mântuitorul cu privire la înțelepciune. Și de ce plec de la această idee? Pentru că la școală de sabat, săptămâna trecută, am vorbit despre înțelepciune, adică despre sfaturile din Cartea Proverbor pentru familie. Și este foarte interesant că Domnul Hristos face o referire direct la Cartea Proverbelor. În acest pasaj se vorba despre Luca 7. Haideți să citim începând de la versetul 31. Cu cine voi asemna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-a încântat din fluier și n-ați jucat, v-a încântat de jale și n-ați În adevăr, a venit Ioan, botezătorul, nici mâncând, nici bând, și a zis, are drac. Adică, în idioma modern, e un extremist. Da? A venit fiul omului, mâncând și bând, și zice, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșor și păcătoșilor. Adică, în termeni modern, un liberal. nu așa? Bun. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Aici Iisus face o aluze foarte clar la Proverbe capitolul 8, cântarea înțelepciunii. Înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Ce are înțelepciunea de a face cu această acuzație pe care Iisus o aduce fariseilor? Aș vrea, mai întâi să spun deci că Ioan a fost un extremist. Da? Deci Ioan a fost o persoană extrem de sobră ca stil de viață personal. Dar nu a fost persoana care să ceară urmașilor săi să se supune la același rigor. Nu numesc extremist pe cineva care, să zic, este vegan și nu s-a uitat la televizor, are, mă rog, o viață foarte disciplinată, atâta vreme cât nu îi impune altora acest lucru. Da? Este extremist când îi impune altora. Ion, botezătorul, nu a impus niciodată. Din potrivă, dacă iau, ca să arăt că ce deci Ioan nu este extremist, gândiți-vă la două situații, mai întâi că vin la Ioan, vame și și soldați. Da? Deci, vameșii întreabă ce să face ca să ne pocăim. Și Ioan nu le spune, voi sunteți niște trădători de neam, fiindcă voi sunteți în slujbea romanilor și luați bani de la poporul lui Dumnezeu în taxe, să dați la roman. Asta era, de fapt, ideea de ce sunt vame și răi. Nu pentru că sunt hoți, ci pentru că în slujba romarului au taxa de la poporul lui Dumnezeu. Și Ioan le spune, mulțumiți-vă cu salariile voastre și nu scoateți nimica în plus pentru, pentru, voi. Pentru că între noi fie vorba, cred că spune Ioan, așa între patru ochi, ce este un vameș pe lângă un preot, dacă stai să te gândești, nu așa? Sau ce este, ce este Roma pe lângă templu, care e o peștere de târhar, adică cine jefuiește cel mai mult popor? templu, caiafa, ana, preoții, și așa se făcut poporul și noi ne legăm de bieții vameși, da? Când îi condamnăm poți să o să condamnăm și, și vameși. Bun. Cum mai spune astăzi, ce sunt negri din gheto pe lângă băncile care sunt bail out de, 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 banii bani din taxe. Uh, mergem mai departe. Uh, soldații. Uh, vin niște soldați așa și întreb ce să face. Imaginați-l pe fratele X, Y, Z. Cine vreți dumneavoastră, român sau americani? pe care îi cunoașteți și, mă rog, e o variabilă, puteți spune orice nume acolo, care îl cunoașteți, întreabă cineva care e în armată ce să fac. Care e prima întrebare pe care o pune? Cum, cum rezolv problema sabatului în armată, nu e așa? Dacă e puțin mai, mai radical, îi spune, tu nu trebuie, trebuie, să vină combatant. Și dacă e și mai radical, îi spune că nu trebuie să vină jurământul, sacramentul, soldaților. Vă... Ce le spune Ioan? Nu apelați la violență împotriva populației subjugate. Da, e clar că sunt adresa românilor. Nu apelați la violență împotriva unei populații cucerite. Respectați legea. Asta, deci, le spune Ioan, în niciun caz nu este un extremist. Dar să mergem la Isus. Isus este acuzat de acești oameni care l acuzau acuzat pe Nedrivă că sunt extremist, în mod tipic, acuz pe ceva de extremism, pentru că nu-ți convine ce spune. În cazul lui Isus, au o altă acuzație. Iată un prieten al. oate, un mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Bun. Uh, farisei îl caricaturizau pe Isus. Cu siguranță că Isus n-a fost nici urmat, nici veți, da? noi, noi pe de altă parte, încercăm să-i facem, să facem portretul robot al adventistului bun, așa cum gândim noi că trebuie să fie. Și aș vrea să spun că, că, dacă Iisus nu era un gurmand și un bețiv, nu însemnează că noi am fost mulțumit cu stilul lui Iisus. Da? Deci, Iisus era clar o persoană socială care se bucura să aibă relație cu, cu de orice natură, era un om cu care, cum să vă spun, ca să înțelegeți ce vreau să spun, sunt unii frați pe care nu-i bine să-i inviți la masă. Știți la ce mă refer, da? Anumiți frați XYZ, Z, iarăși variabile, puneți dumneavoastră acolo așa, ci, numele care le vreți, pe X, nu Z nu invita la masă niciodată că te fac să te simți prost. Da? Bun, Iisus n-a făcut niciodată pe nimeni să se simtă prost la masă, oricine ar fi fost acesta și orice ar fi fost pe masă. N-a început să-ți o lecție despre forma sanitară cu, cu siguranță. Adică, iertați-mă, am, am, spus destule lucrurile la viața mea, așa că nu mă trebuie să mai dau ceva. Îl văd mai degrabă pe Iisus să ducă la buze un par de vin și să bea puțin din el, oricum vine era slab pe vremea aceea, decât să-l refuze pe o. Și o să spuneți, frate, acum ai apostazia cu totul. Nu, n-am apostaziat. Și consider că acolo e rău. Să nu mai înțelegeți de greșit de privința asta. Și nu consider că pe Iisus un bețit. Dar cred că Iisus n-a mers pe tabur și reguli fixe. Și aici e problema înțelepciune. Ce este înțelepciune? Cartea Proverbelor. Cartea Proverbelor este o carte de înțelepciune. Ce este înțelepciune? Înțelepciunea este uh, definită în capitolul 8. Foarte interesant. Deci definiția înțelepciunii diferă radical de definiția legii. Da? Definiția legii. Dumnezeu a făcut lumea și a dat tora poporului său. Tora spune. Ce spune tora? Să nu faci aia, 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 bun. Te rămân cu aspectele negative, de cele pozitive. Să faci aia, să faci aia și mai face aia, și mai greu. Dumnezeu a avut tora în minte, a avut legea și legea e veșnic știți, Lucifer s-a răzut împotriva legii, nu știu ce, legea e veșnică, da? Să nu, Dumnezeu a dat porunca în veșnicie să nu poftești măgarul aproapului tău. Lucifer a vrut să poftească măgarul altui înger și le-a sărut împotriva legii. Aș vrea să spun că sunt niște absurdități la care nu, nu ne dăm seama că le, le, le implicăm. Însă, cum e să înțelepciune? Dice, eu eram, am fost la început cu Dumnezeu, jucând necurmat înaintea Lui. Deci înțelepciunea dansează în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu stă și se uită la înțelepciune cum dansează. Este, dacă vreți, tablou unui monar oriental, în fața căruia este o dansatoare pentru entertainment. Era o situație tipică. Bun, asta face Dumnezeu cu înțelepciunea. Zice, eu eram bucuria lui. Bucuria lui Dumnezeu este înțelepciunea. Bun, și acum spune înțelepciunea, prin mine a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Deci n-a fost magie. A observat un lucru foarte interesant. Noi ne place vorba lui Francis Cântii să credem că creația lumii e un act de magie. Dumnezeu a făcut hocus pocus și pac, a și ceva. Nu. Spune înțelepciunea prin mine a făcut Dumnezeu. Adică Dumnezeu a, a, a hotărit constantele Cosmice ce valoare să aibă, inflația spațiului Univers cât să fie, energia întunecată ce o fi nu știu cât să fie, materie întunecată cât să fie, cam asta spune înțelepciunea, da? Atomul de carbon ce proprietă să aibă ca să existe viață, câte cele să aibă creierul uman, a calculat, s-a gândit prin înțelepciune, asta spune înțelepciunea, nu știa, pe, pe, oamenii pe vremea ce știm noi, dar realizau că sunt niște lucruri în natură care sunt raționale. Nu? Deci nu a fost rațional. Și acum -am spunea toate, și eu găsesc plăcerea în fie oamenilor. Da? Și interesant, înțelepciunea este, uh, înțelepciunea este o dansatoare. Asta ne spune de la început, înțelepciunea este o Cartea propriului este un dans. Și aș vrea să spun, este fantastică din punct de vedere literar. Aș vrea să văd mai mult din forma literară decât din conținut. Și de ce? Pentru că uh, valorul propriului constă în formă, nu în conținut. Am dat un exemplu azi la școală de sabat, îl dau public acum. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Sună bine? Don't do, uh, do, to other people what you don't like to be done to you and to you. Spune asta cuiva. Ce, 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 platitudine, ce plictisos, ce grăi, nu, nu înseamnă nimica. Uh, proverbele sunt intraductibile cele mai multe proverbe nu pot fi traduse. Pentru că mesajul constă în forma literară. Și asta este aspectul care vreau să subliniez. Această dans, că este un dans, nu implică adevărul universal și nu implică reguli fixe. Proverbele nu ne dă niște reguli de viață fixe. Sunt niște observații sclipitoare făcute pe moment. Și apoi mintea sare la altceva și la altceva. Sunt jocuri de cuvinte, sunt paradoxuri, sunt glume. sunt, sunt, anumite chiar bucăți de poezie lirică, dar este foarte mult umor. Sunt niște observații făcute asupra societății cu foarte mult umor, cu foarte multă bună dispoziție, foarte intuitive și fără reguli generale. Observații, este un adevărat dans, nu este un marș, este dans. Bun. Ce ne spune cartea proverbelor despre societatea în care a fost scrisă? O societate care produce astfel de cultură este de obicei o, o societate liberală. O societate în care există multe, mai multe libertate socială, dar este și o societate prosperă material, care se descurcă cât de cât material. O societate în care oamenii nu se tem tot timpul de ziua de mâine, o societate în care nu trăiesc într-o tiranie și încă ceva. O societate în care nu sunt excesiv de religioși. Cei care. Rosteau aceste proverbe al lui Solomon, ce care le, le dădeau din gură în gură, nu era o societate foarte religioasă. Nu, adică nu vorbeau atât despre lege și despre templu. Ei observau viața așa cum este. Deci proverbele implică un anumit relativism. De exemplu, luați proverbul nu răspunde nebunului după nebunia lui să nu te sfica el, dar răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se considere Care e regula? Să nu răspunzi sau să răspunzi? Ce ziceți? Nici o regulă aici. Aici este un anumit, un anumit relativism. Sau dacă sunt o relativitate, hai să zic așa, da? să nu spun relativism, că sună ure. Da. Aici este relativ de circ la circumstanță. Este ceva circumstanță. În funcție de circumstanță știi ce să faci. Și proverbele îți dau astfel de, de situații în care în funcție de circumstanță știi ce să faci. Nu, nu este o regulă fixă. Deci proverb, înțelepciunea din proverbele implică o anumită flexibilitate pe care nu are lege, sau nu are teologie. Este o flexibilitate a omului care, în funcție de circunstanță, calcă anumite reguli de multe ori și altor e foarte strict în, ele, în alte uh, situații. Și gândiți-vă la Ioan și Isus aici, exact această, această comparație. Deci omul e înțelept, știe ce să facă în situația respectivă. Înțelepciunea nu semnează adevărul universal, cel mai degrabă, să știi ce să faci în anumite situații. Bun. Deci cum e societatea din proverbi, iarăși. Se pare că sunt state foarte urbană. Oamenii fac comerț, femeia din problemele merge, face comerț, se bagă în real estate, da? Soțul ei este senator, la poartă, mă rog, familie băgată și în, și în afaceri, și în politică, ce vreți, are servitoare. Există și femeia de la colțul străzii. Dar asta plarme este universală și în Babilon, și în Atena, și în Roma, și peste tot există. Este un subprodus al civilizației, să zic așa. Există unde există civilizație, există femeie la colțul străzii. Nu e o problemă asta. Măcar nu este în mizerie, cer și de... Măcar nu o face pentru foame, pentru mâncare, da? Când o face de foame, atunci e mai rău. Dar eu o face treaba ei. Și însă e avertizat în Interesant, nu, există, nu e o cu pietre. Femeia de la colțul străzii nu e o cu pietre. Tânărul este avertizat să se ducă la ea. Dar nu se spune, ar trebui să o omorâm cu pietre. Să dăm niște să omorâm cu pietre pe femeile asta. Nică nu spune asta. Proverbe 5, proverbe 7. Nu spune, asta trebuie omorâte cu pietre, ca așa procedează. domnul. Nu. Ce, ce tinere, o colește, ok? Trebuie să-i ei, își face profesiunea, da? Dar tu treci pe trotarul celălalt. Interesant este că totul este în mediul urban, da? Sunt sfate date regilor și sunt foarte bune. Deci, ce sunt bune? Nu toată lumea e rege, dar toată lumea știe cum trebuie să se parte un rege. Și asta înseamnă că regele știe că supuși lui, știu cum trebuie să fie el și atunci trebuie și el să aibă o conduită. Deci, este o societate prosperă, cu o cultură vibrantă, destul de liberală, nu este o societate de talibani. Întrebare. Unde s-a dus societatea aceasta? Pe vremea Domnului Hristos, este o altă societate. Și au trecut mai 3-400 de ani, probabil, de la ultimul proverb, poate și mai puțin. Cartea Provelor e carte târzie. Nu, nu, vine de la Solomon, în niciun caz. E carte târzie. Bun. Nu societatea asta. Mai avea voie... unde e femeia din... Ok. Unde este femeia din Provelor 31? Aspectul pozitiv. Și femeia e atractor. Care și se haine și dă porun slugilor, merge și face și business în real estate, merge acasă să culcă târziu, să scoală de vreme, soțul ei are probleme, stă la poarta cetății toată ziua, este fericit. Bun. Unde este femeia aceea? Nu. Mai face femeia aceea a face în real estate? Mai poate semna femeia un contract? Nu. Femeia nu mai are voie să, nu mai are niciun drept. Nu poate să semneze un contract, nu mai are drepturi civile, nu mai este nimica. Ce s-a întâmplat cu ea? Se pare că societatea a mers în jos. Femeia la acolo se încă există, dar o face de foame. O face pentru bucat de pâine. Măcar altă făcea să distreze, să zic, da? Dar asta o face pentru pâine că, că, că face foame. Uh, regele, nu mai ține nimeni să dacă regele scoală dimineața și bea vin. Dacă e cel mare să scoală dimineața și să bată, nu-i treaba poporul. Da? Uh, toate aceste, unde sunt proverbele? Interesant, această cultură de proverbe, de poezii, de zicători, de maxime, care circula în Iudea, este înlocuită cu o serie de secte fanatice, care merg în pustie să se izoleze de lume și tot regul, regul, reguli și cultura din proverbe este înlocuită cu învățătura fariseilor și a învățătorul legii. În ce constă această învățătură? Ai voie asta, n-ai voie asta, ai voie asta, n-ai voie asta. Mai multe n-ai voie decât ai voie, bineînțeles, da? Deci, ce învățau farisei și învățătorii legii pe popor? Regul, 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 da? Asta spune Moise, așa trebuie înțeles, așa trebuie explicat. Asta era învățătura lor. Bun, trec la învățătura lui Isus. Se aseamnă învățătura lui Isus mai mult cu învățătura fariseilor sau cu învățătura din proverbe, ce ziceți? Hm? Luați predica de pe munte, luați pildele lui Isus. Isus nu le dă reguli. Isus le spune pilde. Dacă vreți spun, spune și proverbe. Luați de exemplu, cu umor. Care crezi că era reacția publicului când, Iisus spunea strecorți în țară și înghiți cămila? Care crezi că era reacția? Că este așa? Nu, râdeau. Deci Iisus, exact ca în proverbe, vine cu acest dans al înțelepciunii. Le dă exemplu, uite semănătorul. uite pescarul, uite femeia care pune aluatul lua pilde din viața de fiecare zi și punea situații în fața lor ca să facă acest joc al înțelepciunii. Iisus n-a venit, nu a fost un învățător al legii care vine asta, 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 așa, 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 nu. El îi învăța, îi pe oameni să gândească cu mintea lor. Și aici este, de, de fapt, înțelepciunea justificată din căiere lor. E când farisei îl acuză pe Iisus că e, ești prieten cu vame și cu prostituatele, stai la masă, mâncăcios, băutor de vin, Iisus răspunde, asta este înțelepciunea pe care voi ați pierdut-o. Bun. Aș vrea să fac o aplicație, foarte, deci, o aplicație care este familiară. Mai mulți ani de când am fost invitat undeva în Oklahoma la un, la un cab meeting de, de, de fermier, de cowboy, mai acum, și printre altele mi s-a cerut să povestesc despre viața de din România. Da? Și am întrebat ce vor să știe. Vor să știe uh, viața în pușcările din România, vor să știe cum uh, venea, intra polițistul cu pistolul în biserică și spunea uh, uh, cine nu pleacă îl sau copiii care merg la școală le împușc părinții. Asta spune, că le au de americane, de la noi bineînțeles, da? Vreau să știe uh, cum am fost buturat la securitate, cum am fost urmărit peste tot și în sfârșit vreau să știe multe lucruri, da? Și am spus, să o să vă povestesc despre viața adventiștilor din România, așa ca să aveți ce de la ei, de la, de la noi, da? Să aveți ce la Și da, multe dintre cele șești dumneavoastră sunt simple legende urbane sau cazuri extreme, ok? Mai întâi chestia asta. A doua problemă, într-adevăr, te urmărea. Era un stat totalitar și ținea securitatea ochii pe tine. Nu deci, știu de care avea viața asta Era foarte multă bună dispoziție. Bisericile erau vibrante. Vineri seara erau pline, sâmbătă dimineața erau pline, sâmbătă, zic, dimineața mergeam la șapte jumate, aveam o oră de, de studiu biblic la șapte jumate, apoi de la opt jumate era ora, era ora de rugăciune, Porma urma școala de sabat, în care era foarte multe discuții, pormora predica și de multe ori predicile la noi, chiar dacă aveam mulți predicatori mediocri, erau mai substanțiale decât sunt predicile americane, ziceam, da? Și după aceea, sâmbătă, după după predicarea repedețe de cor, după repedețea de cor fugeam acasă, ne întorceam, sâmbătă după masa și după ce se termina sâmbătă după masă la două săptămâni era de fapt ce, un program de tineret dar întotdeauna rămâneam la discuții la seminare de tineret până noaptea târziu plecam acasă obosiți, dar bine dispuși da? când exista o nută ne adunam tineretul din toată lumea făceam jocuri, râdeam, făceam glume da? și când aveai necasul cu autoritățile povesteai în glume și râdeai din punct de vedere material, Aveam sistemul nostru capitalist care funcționa foarte bine într-o economie socialistă și adventiștii treau mai bine decât când oamenii mergeau dimineața la colectiv, ai noștri se scolau deja și începeau să-și pregătească secțiile și afacerile și așa mai departe, dar în general mai dădeau cumprumut, mai dădeau și, și pe degeaba și am spus biserica era un loc în care mergeam cu plăcere. Întotdeauna mergeam cu plăcere la biserică. Și țin minte, am zis că îți dau exemplu de economia adventistă în timpul comunismului, zic că am fost stupar și în sabat țineam, stăteam pe malul canalului Dranov în Telda Dunării și țineam și ne întâlneam împreună și venea câte, venea câte un tip care te un turist pe acolo, hei băieți, aveți miere de vânzare, domne, aveți miere de vânzare. Și noi spuneam, vină cu coace, noi suntem adventiști, noi ne în sâmbătă, îmi pare rău, am plecat, stai, stai, că n-am terminat. Noi nu în sâmbătă, uite, borganul de miere aici. La revedere. Vino, să cumpere mai mult. Dacă vrei să cumperi mai mult, hai să l dăm cadou ca să nu fie degeaba, da? Joe, oh, pe cunoștințe adventiști, nu știu ce. și așa mai departe. I-am spus, uh, uh, aveam nevoie să duc pe cineva la doctor, o femeie bolnavă de la țară la doctor. Nu era ca la Loma Linda, în care aștepți acolo sau la un spital adventist de al vostru. Nu. Mă duceam la un spital unde știam că am un prieten medic sau o prietenă asistentă sau secretara directorului și imediat o băgam și fără probleme pe biata băbuță și mă duceam acasă. Mă mai dăm și ceva șpagă, dar luam din comunitate. Mai se dau și acolo omului de obraz, nu de alta și dădeam. Nu era problema. Autoritățile? De ce nu am le cumpăram? Zic că să este adevărul. Ați auzit povești cu pistoare? Da, și am pus un de securitate, am zis, am fost, mi s-a cerut să semnez, am refuzat, s-au putat frumos cu mine, dar Aș vrea să spun că mergeam la, departamentul departament, dădeam totdeauna câteva sute de dolari, omul mai venea la, în inspecție și pleca cu un carob de brânză sau cu borcan de miere, închidea ochii, ne făceam ce vreau, construiam, dărâmam, făceam ore duminică seara, nu, avea nimeni treabă cu noi. Bun, era o viață vibrantă, zic, era zic. Eram, eram nu numai că eram eram intensi și eram mult mai, mai, mai intensi decât sunteți voi acum. Dar eram, ne bucuram tot timpul și din punct de vedere intelectual ne adunam sus studiem profeția. Traduceam la, trăgeam la Xerox cărți pe care voi nu le citeați. Apăreau în America, voi nu le citeați, nu le-ați citit niciodată, nici la sos de ele. Noi le trăgeam la cărți, la Xerox în România, în birourile securității le trăgeam la Xerox, le vindeam. Trebuiau și să facă un le vindeam, le traduceam uneori, le băteam la mașină și vindeam traducerea la mașină și citeam cărți, tot ce apărea nou în America, noi noi, 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 cunoșteam. Ne adunam, discutam despre profeție, încercam să analizăm, discutam tot felul de subiecte, aveam întâlniri în care intelectual eram vii. Și am spus, și ce se întâmplă? Societatea asta, această biserică a început să dispară. Aș spune că deja e pe intensive care acum. Este în stare critică în România. Și i-am spus, acum suntem ca voi. Suntem ca voi. Bun. Cum a ajuns, cum a decăzut societatea din proverbe? Asta e întrebarea. Deci unde este acea societate din proverbe? Urbană, vibrantă, cu simțul umorului, cu tot felul de glume, de de observații fine, da? O că nu e deloc legalistă, nu vine cu regula fixă. Mă rog, unde unde, 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 a dispărut? Răspunsul este. Foarte interesant. A fost un fenomen pe care îl vedem în timpul nostru. Nu numai în biserică, dar și în societate. Vedem acest fenomen în jurul nostru. Anume, orice societate are un orcuș și un coborâș. La un moment dat, deci, societatea iudaică a înflorit. A început să înflorească în timpul Imperiului Asirian. Am înflorit după exilul babilonian și mai mult, pentru că erau drumuri comerciale care se pe acolo, era foarte cosmopolită. A, în timpul, după, după ce au fost cuceriți de greci, în timpul lenismului, iarăși am înflorit. Dar după aceea a început să decadă. A apărut corupție, a apărut furt, toate acele sade din proverbe au fost încălcate. Lucru foarte important. S-a ceva ceva ce vedem în jurul nostru că se întâmplă, de exemplu, s-a întâmplat în Iran sau în Afganistan, în țări care cultural erau foarte asemănătoare cu societatea iudaică din Orientul Mijlociu, trebuie să recunoaștem. dar Dacă tu la aceste state din Orientul Mijlociu, vezi că erau foarte asemănătoare cu ce era atunci acolo. S-a întâmplat de același lucru. Ce s-a întâmplat? Au venit talibanii. Nu se numeau talibani, se numeau macabei. Macabei, despre care citiți în cartea Macabeilor, au vrut să curețe uh, acea, uh, 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 acea, cetate din proverbe, în special în cetăți proverbele, uh, acea cetate în care proverbele uneori cu ironie și satirizează anumite obiceiuri, dar nu le, mă rog, le omară cu pietre, să zic așa, în care există și umor, și glumă, și e și străinul tolerat acolo, chiar dacă și ai grijă cu străinii, dar totuși are casă acolo, nu nimeni nu dă buzna peste el. Acești Macabei au venit de sus de la munte, cu bărbile încălcite și cu tot felul de idei, cu ochii dilatați, să facă război cu cetățile în care înflorea această cultură cosmopolită și urbană și vibrantă, ca să le întoarcă la legea lui Moise. Și au reușit. Au reușit dincolo de visurile lor. Și ce s-a întâmplat după aceea? Au decăzut, au ajuns la sărăcie, au, au, -au secat intelectual și spiritual, uh, până ea de sus romane, în cele din urmă. Și au, au ajuns la acea societate legalistă care a răsit pe Isus în cele din urmă. Uh, lucrul acesta este foarte interesant că se întâmplă iarăși și iarăși în orice societate, se întâmplă și la noi în biserică la data aceasta, când vrem să ne întoarcem la ceva și nu găsim alt mijloc decât să fim ultraconservatori și ultra legali și așa mai departe. Dar observa că și în America există această tendință și există peste tot în lume. Încercarea de a corecta ceva întorcându-te la o anumită formă de fundamentalism. De stânga sau de dreapta, cum vreți să spuneți, mai puțin contează asta. Ce face Iisus este în, în învățătura Lui? El reînviază de fapt acea cultură din proverbe. Iisus le vorbește în pilne, le, vor, le, le spune istorii, le uh, ar face anumite observații cu mult umor și cu satiră. Uh, îi p -p pune, vine tot felul de paradoxuri, îi pune să gândească, nu le vine cu regulile fixe, totdeauna le dă lor ceva de gândit când pleacă, oamenii au ceva de gândit, ceva de rumegat. Asta este înțelepciunea. Înțelepciunea, spune Isus, a fost justificată de fiei în toate căile ei. Înțelepciunea din proverbe, înțelepciunea, este exact ce spune înțelepciunea în capitolul 8, adică până când veți iubi prostia proștilor. Așa nu spune, nu? Veniți la mine, învățați-vă minte, da? Ideea de reforma pe care Iisus a încercat în iudaism, și a fost distrusă de, de farisei și de preoți, a fost o întoarcere la înțelepciune ca învățătură, mai degrabă decât de legalismul iudaic. Oare noi, ca în ziua șapte, avem ceva de aici? Oare n-ar fi, fi timpul să redescoprim înțelepciunea? Acea viață vibrantă și emoțional, și social, și intelectuală care întotdeauna găsește căi noi, care e creativă, care inventează, care inovează, care satisface din toate punctele de vedere. Dacă vezi cu puțin umor, cu puțină joacă, cu toate la oaltă. Acele, cea curiozitate a minții, să o redescoperim. Pentru că istoria societății iudaice este un avertizment. Acea lume în care se spuneau proverbele a fost îngropată și a dispărut din istorie și a apărut o altă lume care a fost un coșmar. Lucrul acesta se întâmplă în biserică și în lume, la data aceasta. Și vestea bună este că înțelepciunea spune în capitolul 8 că ea a fost din totdeauna și ea rămâne pentru totdeauna și apelează totdeauna și rămâne totdeauna cu copiii. Așa că întotdeauna putem alege să fim copii ai înțelepciunii. Amin.